doamnelor și domnilor. Bună dimineața, prieteni, bună dimineața și bine ați venit la matinalul Radio Dinamo 1948. Să fie neagră, tare, dulce, fierbinte, să răspundă la numere de cafea. Sunt Ionuț Zaina, mă bucur să fim împreună în această dimineață la matinal. Alături de mine, colegul și prietenul Ștefan Știucă. Bună dimineața, Fane. Mă bucur tare să te văd, Ioane, bine te-ai întors de la Constanța. Și bună dimineața, băieți și fete, bună dimineața, prieteni. Mi-am permis să le dau bună dimineața în timpul minunatului nostru jingle. Da, eu m-am speriat puțin în momentul în care ți-am auzit vocea, pentru că în general se închide microfonul când pornește intro-ul și când am auzit bună dimineața domnilor și domnilor, am zis că e ceva. Da. Prieteni, înainte de toate aș vrea să îi urez un sincer la mulți ani colegului și prietenului nostru Nicu Grameni. Să trăiești, Nicule, întinerești și să rămâi tot timpul la fel de tânăr, la fel de tânăr. Revenind la subiectele acestui matinal, începem cu programarea meciurilor. A scris Cătălin un editorial foarte, foarte bun, pentru că ghiși ce, Fane, după acest meci împotriva celor de la Iași, suntem echipa cea mai pedepsită. Jucăm 3 meciuri în 6 zile. Deși limita e de 48 de ore, ești undeva la limita minimă. Programarea asta mi se pare de-a dreptul stupidă, pentru că, glumim puțin, deschis televizorul joacă Dinamo. Pentru noi e ok, pentru noi ca suporteri, însă pentru jucători, pentru staff, pentru ați realiza obiectivul, este o mare, mare, mare problemă. Și mi se pare că este o programare făcută pe genunchi, așa. Care este echipa cea mai reprezentativă din play-out și care, pe care nu o respectăm Dinamo pe ăștia din 3 în 3 zile, bă băieți. Bine că nu ne-au pus să jucăm 3 meciuri într-o zi, măcar să știm, bă, jucăm la 11, jucăm la 2 și jucăm la 4. Măcar să rezolvăm o problemă, adică dacă tot vor să ne omoare pe toate căile, să ne omoare și așa. Deci, Ionuțe, auzi, pot să ieși ca pe un început de revers al medaliei din ultimul meci, pentru că în ultimul meci cei din Galați au spus că sunt dezavantajați de program venind după partida de cupă și chestia asta nu s-a văzut deloc din punct de vedere al energiei pe care au arătat-o pe teren. Acum, ce să spun, eu sunt convins și știu că aceste programări sunt făcute cu girul larg al televiziunilor, care am înțeles că programează disputele din Liga 1 în funcție de cum sunt programate derbiurile de afară pe care le transmit ei. În ciuda calității extraordinar de scăzute a fotbalului românesc la nivel intern, totuși meciurile fac rating și am impresia că pe noi oricum, noi suntem ca un ca o văcuță de aur pe care o poți toarce de niște rating într-o seară de luni sau într-o seară de marți. Dar știi care e chestia, Ionuț? Nu e vina nimănui altcuiva decât a clubului și a noastră că suntem în postura asta nenorocită. Și nu e vina nimănui altcuiva decât a clubului și a noastră că suntem în postura asta nenorocită de a juca fără spectatori. Și nu este vina nimănui altcuiva decât a noastră că a venit corta zero, că s-au întâmplat ultimii ani. Frate, și noi suntem vinovați pentru ultimii ani. Și cred că între rezultatele odioase ale guvernării oripilante din ultimii ani din clubul nostru, acum este și programarea asta nenorocită, că nu mai dă nimeni 3 lei pe Dinamo, că ți se dă penalti împotriva ta. Că a fost sau n-a fost, asta e altă conversație, dar că ți se dă penalti în ultimul minut, că ești subjugat pe teren în ultimele minute și gâfâi apărându-te în fața unor echipe muncitorești cu care n-aveai ce discuta în vremuri nu de mult apuse, asta e altă conversație. Eu cred că dacă oamenii noștri sunt pregătiți cum ne-am dori noi să fie pregătiți, nu cred că ar fi așa un mare hop și din contră, dacă deschidem această serie cu un rezultat pozitiv,
dacă deschidem această serie de trei meciuri cu un rezultat pozitiv, asta poate să dea o altă cursivitate și fluență pozitivă celorlalte două meciuri din serie. Acum, dacă Doamne ferește, Doamne apără și ocrotește și ferească zeii și palafii blând, se întâmplă ceva nasol, atunci o să fie și mai nasol că jucăm așa de des și că ce ai spus și tu, pentru noi ca suporteri e plăcut, pentru că na, nu e Naționala. Mie Naționala nu-mi suscită vreun interes, știi, nu, echipa tuturor nu mă excită atât de tare cât mă excită echipa mea proprie pe care o iubesc eu și îți dai seama că mă bucur să-i văd pe băieți des și na. Bă, Ioane, îmi place să-mi găsesc totuși resorturi de pozitivism înainte de meciurile astea, pentru că vreau să particip pe viu la ele, vreau să sper, vreau să cred și... Până o chestie, oamenii se împart în două categorii, din punctul de vedere. Oameni care sunt optimiști și care luptă, atâta timp cât există șanse matematice, luptă, și oameni care cred că se protejează singuri, fiind pesimiști, în sensul în care ei cedează de la început. Nu, mai bine nu mă agit, am așteptări mici și primesc puțin. Ei se păcălesc singuri, crezând cu mintea lor că așa vor suferi mai puțin. Nu, frățioare, nu suferi mai puțin. Suferi mai puțin intens, dar suferi o perioadă mult mai lungă de timp, pentru că tu ai cedat în mintea ta de mult. Dar este ca și cum îți pierzi încrederea în propriul copil. Da? Nu aștept să facă o grămadă de nefăcute, da? Nu face asta, nu. De când e mic, ăsta nu are nicio șansă și îl privește așa, ca atare. Nu e vorba nici de realism aici, nici de, eu știu, pur și simplu de modul lor de a se proteja. Nu e gata, e totul terminat, nu are rost să mai luptăm. Ei cred că așa se protejează, dar se păcălesc singuri. Și știi de ce? Eu poate o să sufăr dacă rezultatul final nu o să fie ăla dorit de mine și poate o să sufăr intens atunci, dar ei suferă de acum. Pentru că pierderea speranței înseamnă suferință perpetuă. Este un lucru simplu. Vedeți voi, în viață nu faci nimic fără un scop. Nu te trezești dimineața dacă n-ai un scop. Cu toții ne dorim să ne fie mai bine. Am stat de vorbă cu foarte mulți dintre voi, exceptându-l pe Bogdan 90, cu care n-am ce să vorbesc. Bună dimineața, Bogdan! Dar am stat de vorbă cu foarte mulți oameni în ultimii ani. Foarte, foarte mulți oameni, extrem de mulți oameni. Și vorbim cu ei. În general, oamenii spun ce își doresc de la viață, de la un eveniment, de la o activitate, ce își doresc să obțină. Nimeni nu mi-a spus vreodată, bă, în viața asta vreau să fiu cel mai mare nefericit. Bă, n-am nicio speranță. Eu cred că o să fie rău. Eu vreau să fie rău. Eu nu mă gândesc că o să fie bine. Bă, dacă te gândești că ți-e rău, că va fi rău, nu stai acolo. Nu fugi de acolo. Da? Și atunci lucrurile sunt cât se poate de clare. Adică, oameni buni, bătălia nu e pierdută. Nici matematic, departe de a fi pierdută. Suntem într-o poziție net defavorabilă, dar trebuie să luptăm până la capăt. Dacă stăm și ne voităm așa ca niște babe și aoleu, n-avem nicio șansă, aoleu, n-avem nicio șansă, aoleu, n-avem nicio șansă, credeți că suferiți mai puțin? Nu, suferiți de acum, suferiți de azi. Asta e tot ce faceți. Ați început să plângeți de azi. Mai bine, haideți să sperăm că vor exista resurse să ne salvăm și vom vedea la final dacă reușim sau nu. Dar chestia asta cu dumne suntem deja retrogradați, dumne, nu. Asta știți cum o fac, sunt aia care nu se duc la luptă, nu stau în spate și spun, da, nu e pentru noi, nu e prea mult. Bă, să știți că pe oameni nu i-a omorât încercarea, întotdeauna i-a omorât teama de eșec. Teama de eșec, da, nu mă duc să vorbesc cu blonda aia, arată prea mișto, nu e pentru mine. Uitați-vă la Fane, săracu, că de-aia a ajuns să albească. Da, a avut teamă de eșec. Credeți că ăsta, na, când s-a dus prima oară pe scenă, n-a avut emoții? Dacă era treaz, mă îndoiesc că era treaz. Dacă s-a dus prima oară pe scenă, sunt convins că undeva în interiorul lui era acea temere. Dacă ratez, dacă nu-mi iese, dacă o să... Ioane, singurele lovituri ratate în sport sunt cele pe care nu le-ai încercat. Și asta am învățat-o, uite, vreau să-mi cer scuze, m-am trecut pe silent pentru că era una din pisici la baie și era foarte gălăgioasă. Băieți,
resortul meu de speranță de care mă agăț este același filon al speranței și al serotoniei care l-aveți cu toții în interior. Ce încearcă eu să spună este că nu vrem să semnăm prealabil cronica unei morți anunțate și eu cred că resortul ăsta al speranței se află în primul rând în noi. Resortul speranței se află în noi. În condițiile în care nu suntem suporterii madrileni îmbrăcați în tricourile alea albe, care mimăm ultraseria și pasiunea în spatele porții lui Lunin, right? Noi suntem est-europeni. Noi suntem est-europeni, ceea ce înseamnă că viața noastră reprezintă oricum un sport extrem. Un sport extrem care odată la niște timp ne accidentează. Felul în care ne accidentează nu ține întotdeauna de noi. Felul în care cei care ne accidentează răspund pentru asta din nou nu ține de noi. Ceea ce ține de noi este să știm să folosim toate aceste podoabe ale vieții noastre, toate aceste globuri din pomul nostru de Crăciun, care Crăciunul este tot anul, să le folosim în cel mai bun interes al nostru. Adică un club de fotbal care ți-e drag, tu trebuie să-l folosești, frate, într-un scop pozitiv. Dacă ai o problemă la muncă, dacă ai o problemă acasă, dacă ai o problemă. Eu mergeam pe vremuri și refulam, făceam cât de urât se poate pe stadion. Făceam cât de urât se poate pe stadion, vocal, fizic. Speranța și visul nu sunt două lucruri la care aș fi renunțat vreodată. Și vreau să vă spun că în momentul în care se renunță la speranță și se renunță la vis, așa zisa iluzie existențială a vieții de om dispare. Dacă plecăm de la premisa că suntem ființe finite în spațiu și timp, dragii mei prieteni și colegi, atunci o să ne fie foarte greu să ne convingem dimineața să ne dăm jos din pat, să avem obiective. Pentru că credincioșii practicanți spun cea mai bună glumă pe care a auzit-o Dumnezeu a fost când ne-a ascultat făcându-ne planuri. Deci Dumnezeu râde și noi ne facem planuri și eu cred că noi ar trebui să râdem, pentru că zâmbetul și grația cu care întâmpini vicisitudinele reprezintă practic curajul. Curajul, cum a spus Hemingway, este grația în condiții de presiune. Coiți de presiune și măi frate, eu nu sunt adeptul ideii conform cu care trebuie să merităm, ca joc trebuie să merităm rămânerea în divizia A, ca și cum divizia A este o entitate meritocrată la care aspirăm, zici că suntem Wrexham în serial venind din non-liga engleză și sperăm la primele patru divizii ca la, Doamne iartă, un ideal de neatins, ceea ce nu este valabil, fraților, nu este valabil chestia asta. Da. Vă văd. Da, scuză-mă. Te rog, continuă-ți ideea, fă-ne. Chiar dacă ai luat-o, ai ajuns pe la Hemingway. Am avut la un moment dat senzația că vorbesc cu Cornel Dinu, adică chiar așteptam să o descriere a fenomenului, dar încerc să nu citesc pe chat, că dacă scrie cineva că sunt vorbe goale, mă descurajează tentativa mea de a fi om, adică asta e descurajat la adresa noțiunii mele de om. Da, ideea este în felul următor. Ceea ce v-am spus acum, nu am spus-o pentru că noi putem să facem ceva. O spun pentru voi. Încercați să vă regăsiți, să găsiți resurse de speranță. Pentru că dacă nu ați dori să fie bine lui Dinamo, nu ați intrat aici, nu ați intrat să ascultați un fane care vorbește despre Hemingway și despre, eu știu, lucruri extraordinare, sau un chelios care deocamdată nu v-a spus absolut nimic. Da? Despre asta este vorba. Despre a ne găsi resurse de energie. Sigur, jucătorii trebuie să ne arate în primul rând că sunt bărbați. Sper să nu mai văd găinile frigoase pe care le-am văzut la ultimile două meciuri în teren. Sper să își găsească energie mentală să lupte pentru. Și aici trebuie să-și găsească și energia de pe bancă, pentru că am senzația că și antrenorul nostru a mâncat câteva grăunțe și a devenit foarte frigos. Fără să fie o critică de genul să plece X, să plece Y, pentru că nu e momentul să plece nimeni, e momentul să ne strângem cu toții rândurile și să scoatem corabia asta din impas. Nu este momentul să vorbim despre capul lui Moțoc. Acum sper să nu fie cazul la finalul acestui sezon să vorbim despre capete care ar trebui tăiate sau despre oameni care ar trebui să plece. Să le tăiem din divizia, auzi, ok, să cadă și capete, să cadă din postura de capete de la o echipă de primă ligă. Asta e tot ce contează. Dar
Da, acum nu este momentul despre așa ceva. Chiar nu este momentul. Povestim un, uite, ne ceartă domnul Filip Alexandru, care spune povestim un pic și despre lucruri mai concrete și nu abstract, adică să facem scandal pentru programare, cum a făcut Rotaru, și să profităm de regulamentul lacunar pentru accesul copiilor în tribune. Rotaru, vă antrenor într-un sezon. El degeaba face scandal cu programările. Ar putea să-l programeze exact cum alege el. El tot o să schimbe 3-4 antrenori pe sezon și echipa va fi... Nu, dar ideea este simplă. Într-adevăr, cei din conducerea lui Dinamo ar trebui să facă scandal public pentru aceste programări. Acum, eu cred că nu le este exact bine scandal public, sincer. Da, nu știu exact cât vor... Așa bine, da. La capitolul. Nu știu exact cât va rezolva un scandal. Chiar nu știu dacă va rezolva cu, uite cât a rezolvat cu suspendarea, fraților. Da? Uite cât a rezolvat, uite cât a rezolvat scandalul cu suspendarea, care eu îi spuneam lui Ion înainte de emisiune că impresionant la faptul că suntem suspendați patru blestemate de etape și avem de dat 100.000 de ron, nu, sau de euro. Nu, 100.000 de euro aproape, right? Correct. Măi frate, asta e în baza unei legi făcute de un om blestemat în fiecare stadion din țara asta. Că vorbim de Liga a patra, că vorbim de a treia din Dej, că vorbim de județeană, că vorbim de orice. Toată lumea din sportul ăsta și-a manifestat disprețul față de acest om, da? Legea, încă din 78, legea țării, legea fostei Republici Socialiste, România l-a pedepsit, legea modernă l-a pedepsit, a construit cu clanul sportivilor clandestin blocuri, a furat locație de evenimente după Revoluție. Băi, fraților, voi realizați că legea 4/2008 e făcută de acel sac de puroi pe nume Dragomir? Noi trăim în țara în care fotbalul este guvernat de o lege făcută de Dumitru Dragomir pentru numele lui. Știi ce e la fel de grav? La fel de grav că oamenii ăștia care au venit după plecarea lui Dumitru Dragomir din fruntea LPF-ului nu au schimbat nimic în acest sens. Asta este grav, că au trecut foarte mulți ani. Cine? Gino Mafiotu? Și, păi, nu, Gino nu mai e de mult, stai liniștit. Gino nu mai e de mult. Mă refer la... Și avocatul sufletelor, Justin? Justin sau Burleanu n-au făcut nimic, n-au făcut nimic să schimbă o lege care este perimată și care a rămas undeva în Cretacic. Da? Chiar nu... Este în țara în care infractorul face lege. Dă două palme, trezește-mă, te implor, ia-mă de părdă-mă de geamul ăsta, trezește-mă. Deci asta e țara în care condamnatul face lege? Că atunci vreau și eu să fac legea drogurilor. Vă rog, dați-mi mie legea. Nu, eu vreau să o fac. Vreau eu să o scriu. Păi de acum. Cum adică? Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil așa ceva? Băi, băieți, ok, am greșit, s-a intrat pe teren. Măi, frate, asta se numește legea 4/2008 sau legea Dragomir pentru numele lui Dumnezeu, vorba lui Cătălin, vomit în gură. Nu e posibil. Da, nu, e trist. E trist pentru că a ajuns un milițian care dădea cu pulanul peste palme, genul capul segmă ține în viață și puteți la suprafață, a ajuns să facă o lege în primul rând. Iar la ani de zile ne lovim de acea lege făcută de un idiot. Deci este, cum să spun, e mult prea mult. Faptul că nu s-a schimbat nimic. Mă, dacă ajungi în fruntea unei asemenea instituții, fie că vorbim de LPF, fie că vorbim de FRF, și știi că tu ești guvernat de o lege aberantă făcută de un infractor, mă, schimbă, ai toate pârghiile legale să o schimbi sau să faci un alt regulament de funcționare, da? Pe care să se judece. E trist, e trist că s-a ajuns aici și de data asta noi suntem victime al unei legi care nu mai are niciun fel de relevanță în ziua de astăzi. Nu știu dacă se pare în vecii vecilor împământenit aici, din păcate, e un sistem care te sufocă în ideea de perspectivă. Da, și legea sponsorizării, treziți-vă, hai să-i trezim pe ăștia. Da, nu știu cine a hotărât un adult al 5 copii, dar să știți că chestia aia noi încercăm să o dăm românește acum, un adult la 2 copii, o românească. Nu știu dacă ține, o să mă interesez, pentru că noi nu știm foarte bine legea și s-ar putea să, și aplicabilitatea ei, și s-ar putea să o comitem și mai rău decât am comis-o. De asta spun că nu știu exact de ce 5, de ce, pentru că sigur, la un adult, la doi copii, tu spui, bă, dacă asta spune litera legii, hai să o respect. Nu știu dacă funcționează așa.
repet, nu știu dacă funcționează. În privința, eu știu, programării, atâta spun, este o măgărie ordinară. O măgărie ordinară. Da? Și trebuie cei din conducerea lui Dinamo să facă scandal, să protesteze, aici sunt de acord. Nu știu ce efect va avea, pentru că vedeți voi, tot spunem că, domne, nu avem pe cineva să le reprezinte. Bă, vrem un Becali, hai să ne trezim. Vrem un ce vrem. Trebuie să înțelegem că oamenii... Eu cred că ne trebuie argăseal. Mai mult un argăseal, sincer. Nu, oamenii ăștia din jungla fotbalului se protejează ei între ei. De asta au și dus fotbalul românesc în cap. De ce? Pentru că au făcut o clică în care i-au făcut cooperative, înțelegeri, tot soiul de chestii de genul ăsta și în care nu primesc, tratează cu maximă îndrăceală și pun bețe în roate outsiderilor, celor care vin de afară. Da? De ce? Pentru ca să nu le ia locul, pentru că ei și-au încălzit bine locurile și sunt așa, ca o încrengătură acolo. Frați, tovarăși de prăduieri. Asta sunt. Asta au fost ani de zile. Tovarăși de prăduieri. Dacă vine cineva și propune un sistem nou pentru fotbalul românesc, trebuie să-l excludă. De ce să-l excludă? Pentru că altfel ei vor rămâne ceea ce sunt, niște dinozauri idioți care își fac regulile ei între ei. Adică despre asta este vorba. Aici este, Doamne ferește să vrei să intri în lumea fotbalului, pentru că nu o să te lase, o să se unească ei între ei, pentru că altfel simt presiunea venită de la oameni care vin cu idei noi și ideile noi nu sunt bune. Nu, pentru că pentru ideile noi, ca să le pui în practică, trebuie să muncești, trebuie să faci ceva nou, în primul rând trebuie să gândești. E, aici avem o problemă. Aici avem o mare, mare problemă. Faptul că întotdeauna oamenii care au venit din afara acestui fenomen care se cheamă fotbal, da, au o mare, mare respingere din partea celor care sunt în fotbal. Și vedem că ușor, ușor încep să ne arde pe toate felurile. E adevărat, noi am jucat prost. Nu putem să spunem că am jucat bine. Da. Nu putem spune asta. Da. Adică noi dacă ultimile două meciuri, ai pierdut 3 puncte, 2 cu Petrolul și un punct cu Galațiu, din faze discutabile, în care, în mod normal, cel puțin cu Petrolul, nici vorbă de corectitudine la acel 11 metri. Putem să vorbim puțin și despre un posibil offside în meciul cu Oțelul, pentru că acolo ăla clar influența faza. Influența faza, măcar că era în fața portarului și nu vedea foarte bine. Deci putem vorbi de offside, da. Bun, lăsând la o parte lucrurile astea, pentru că aici putem spune, da, și noi am jucat foarte, foarte prost, e adevărat, este foarte adevărat, dar să nu uităm că cu toate astea am fi putut avea cu 3 puncte mai mult în clasament, calculați voi. Deci lăsând la o parte faza cu arbitrii, venim la faza cu interdicția, da, iarăși o aberație totală. Venim acum cu o altă aberație. E o lovitură foarte grea. Venim acum cu o altă aberație, și anume cu programarea asta din 3 în 3 zile. Da? Și nu știu pe cine protejează, pentru că eu am senzația că noi, oamenii de fotbal, se protejează între ei, ăștia mai vechi, da? Iar noi suntem cumva lăsați pe din afară, pentru că nu faceți parte din gașca noastră. Nu e clica asta cu care suntem obișnuiți. Și nu uitați că primele semnale nu le-am avut acum. De asta spun, nu contează cine e în locul lui Nicolescu. Nu le-am avut acum. Țineți minte în anul cu pandemia, când toate cluburile din Superliga au votat ca Dinamo să retrogradeze. Țineți minte când nu ne-au lăsat să terminăm sezonul, n-am putut să ne disputăm meciurile, apoi FRF-ul și-a dat seama de aberație și a venit cu chestia aia, nu retrogradează nimeni, pentru că Dinamo n-a apucase să-și termine sezonul competițional. Ce s-a întâmplat atunci? Dinamo, pentru un caz de COVID al magazionerului, a ținut 18 zile închis, tot. Da? Apoi, celelalte echipe au avut un cu totul și cu totul alt regim. Erau 2-3 bolnavi de COVID. Nu-i nimic, se joacă meciul, izolații pe aia 2-3. S-a schimbat întotdeauna regulamentul. Pe noi ne-au ars de fiecare dată. Apoi, când n-au mai știut ce să facă, au făcut un fel de sondaj. Da? Un fel de sondaj.
Și ce credeți? Dinamo trebuia retrogradată conform acelui sondaj al lor. Deci a fost o aberație totală. Da? Și atunci, ce să spun? Dacă există o clică acolo, ne va fi greu. Foarte greu. Uite, le enervez pe Filip Alexandru. Tocmai de aia trebuie să profităm de orice portiță acum. Domnul Filip, v-am citit ideea. Am înțeles-o. Nu știu dacă e posibil sau nu. Eu nu trebuie să vă enervez. Eu vă spun ce gândesc. Da. Asta puteți, da, să spuneți orice. Am înțeles. Noi trebuie să profităm de terenul propriu. Noi trebuie să profităm de presiunea publicului, de faptul că jucăm pe cutia aia de conservă în care intră 5.000 de oameni și putem să suferim de noi că facem sell-out și pe internet toată lumea să fie mega, mega, mega afectată. Și după aia când ne mutăm pe Stadionul Național, suntem 11.000. Da? Suntem 11.000. Asta ce vă spune vouă? Cum e chestia asta cu declaratul dragostei? Cum e dragostea declarată și nedemonstrată, bă băieți? Cum e, mă, dragostea asta minimată? Cum e simulatul sentimentelor? Hai să vorbim și despre chestia asta. Hai să vorbim despre ipocrizie un pic, nu? Hai să vorbim despre cât de ipocriți suntem toți până la urmă. Da? Cât de ipocriți putem să fim? Ia. Hai să vedem. Doamne, ne dorim. Deci citind reacțiile la suspendare, vă spune unul care nu ratează niciun meci acasă și care pe vremuri și-a rupt picioarele în deplasări, da? Băi frate, Te gândești că avem 30.000 de oameni la ordinea zilei. Bam, facem meciul, se umple stadionul. Nu e tata așa. Bun. Nu e așa. Nu e nici asta. Acum. Și vezi că din dorința unora de a se autoremarca, că asta e să spunem lucrurilor pe nume, din dorința unora de a avea o realizare în viață, Dumnezeu știe care o fi aia, noi acum nu putem nici măcar să ne manifestăm ca suporteri. Da? Că e ceva, o conspirație împotriva noastră, frate, poate să fie. Nu ne-a băgat nimeni cu japca pe teren, n-a făcut nimeni în locul nostru lucrurile astea. Nu l-a adus nimeni pe salami în locul nostru, n-a făcut nimeni campania din vară în locul nostru. Nimeni de aici n-a avut oricum încredere în Ovidiu încât, haide, mai ținem un meci, haide, mai ținem un meci, mai ținem un meci. Nu, tată, e un cumul de împrejurări care ne duce în punctul ăsta în care ni se pare că și vântul bate împotriva noastră. Și așa e. Așa e, Ioane. Știm toate lucrurile astea. M-am bucurat momentul. Notați, 11 aprilie, anul de grație 2024, ora 9:28, a fost momentul în care Fane și-a certat părintește propriul copil. Bun, am terminat cu expozeul, am notat în calendar. Nu e posibil să pățim chestia asta. Știi care e duma? Că spun oamenii, domne, n-am meritat să câștigăm. Bă, frate, în afară de meciul Galați de acasă, eu nu cred că am meritat 100% să câștigăm nici celelalte meciuri pe care le-am câștigat în finalul sezonului. Și știți ce a diferențiat meciurile alea de meciurile astea? În primul rând, când vorbim de meciul de acasă, a fost prezența spectatorilor. Pe cuvântul meu de onoare, a fost prezența spectatorilor, că eram 5.000, 6.000, 10.000, 12.000, frate, cât am fost plin în stadion, echipa, cum necum, a mers. Să nu uităm că și meciul versus Voluntari a fost întrerupt, meciul la niște tâmpenii de decizii, întoarse cu 3 minute înainte să caute penalti. Nu s-a dat. Nu s-a dat penalti. Nu s-a dat. De data asta s-a dat. Acu' e vina? E și vina lui Amzăr. E și vina staffului tehnic. E super vina liniei defensive. E și vina noastră? Da, e și vina noastră. E și vina noastră. Da, absolut. Absolut. Nu ne-a băgat nimeni cu forța în teren. Hai să fim serioși. Nu. Trebuie să-ți controlezi tovarășul, prietenul, colegul de brigadă. În general, frate, gândirea asta colectivă face bine, dar face și rău. Da. Adică e exact sistemul ăla pe care își bate unul nevasta în tramvai și nu ne băgăm niciun. O lași pe ăla, o bate pe aia pasional și te uiți în altă parte din contră. Dacă ești puștan până în 20 de ani, scoți telefonul și pui pe TikTok. Uite, aia e treaba. Aia e treaba. Atât timp cât e loc și de cine vrea să intre în teren, e loc și de cine vrea să dea cu... Haide, frate, îți dă-mi și cu molotovul. Asta mă deranjează. Bă, mimatul ăsta al... Bă, frate, în Olanda, între Feyenoord, Rotterdam și Amsterdam, nu se mai fac deplasări. Vrei să spun de ce? Dar nu o să-ți placă. N-au intrat pe teren, bam, bam. Aia din Rotterdam au făcut o bombă în care au pus cuie și au aruncat-o în peluza adversă. Da? Asta s-a întâmplat în Olanda. Ei nu mai fac deplasări. Ei nu mai fac deplasări la derbiuri. Nu mai există fani în deplasare. Da? E nevoie, da, să facă un cretin o bombă cu niște cuie
ca să nu vină CSA-ul să susțină muta într-un meci în deplasare și să iei după aia suspendare în baza legii Dragomir? Iertați-mă, poate para îmi pierde mințile, dar... Iarăși este un moment în care fane își ceartă propriul copil. Da. De părintești. Pămitică Dragomir. Da. Pămitică Dragomir, Bodu, fisul, supraviețuitorul. Supraviețuitorul. Întorcându-ne puțin. Ok, constatăm că este o conspirație a oamenilor de fotbal în care suntem victime. Nu cred că împotriva noastră, pur și simplu ei se protejează unii pe alții. Își protejează interesele pe care și le-au, și relațiile pe care și le-au creat în ultimii zeci de ani. Am văzut că avem de luptat și cu decizii nefavorabile din toate punctele de vedere, fie că vorbim de comisii, fie că vorbim de arbitraj, fie că vorbim de programări de meciuri. Ok. Cu toate astea trebuie să ne atingem obiectiv. Și speranța mea și mesajul meu este către antrenori și către jucători. Lăsați dracului frica și jucați fotbal. Jucați fotbal pentru că în ultimile meciuri ați încercat să vă ascundeți de fotbal și, fotbalul va pedepsit în esență. Prin mâna arbitrilor, prin deciziile pe care le-ați luat în teren, puneți mâna și jucați fotbal și luptați. Pentru că ce am văzut în ultimile trei reprize nu vreau să mai văd. Repet, am văzut niște găini fricoase, nu am văzut jucători de fotbal. Și dacă respectați, vă respectați vouă meseria, în primul rând, voi trebuie să vă respectați pe voi. Nu vreau să mai văd teama aia de a nu trece de centrul terenului, de a nu urca jucători suficient de mult în față. Când îți terenul, când îți întoarce varul decizii. Nu contează, fane, când avem un drum și avem un drum de 6 etape, știm condițiile, trebuie să ne batem în condițiile pe care le avem. Alte condiții nu avem. Dacă ne ascundem în spatele faptului că este greu, nu mai facem nimic. Întotdeauna în viață apar și lucruri grele. Nu. Mesajul meu pentru ei este să lupte. Să lupte și să dea totul pe teren. Să lupte și să joace fotbal, nu să se ascundă de fotbal. Să prefer să văd unul că îmi centrează de 30 de ori și nimerește 2, decât să văd că ajung în poziție de centrare de 2 ori și evident pală pe ambele două le bați în teren. Te bați cu Selmani, nici nu contează cu cine te bați. Te bați cu armele pe care le ai la dispoziție. Oricând ne băităm, altă variantă nu avem. Da, ne place Selmani, nu ne place pe Selmani, dacă e nevoie trebuie să-l trimiți în teren. Ne place Gregorio, nu ne place, dacă e nevoie sperăm ca băiatul ăla să se lovească cumva mingea de el printr-o minune și să intre în poartă. Cu ăștia trebuie să luptăm, pentru că alții n-avem în momentul de față. Eu nu trebuie să mă scuzi un moment să fac precizare. Deci, frate, eu nu am afirmat că ne duce Sudul în B. Nu ne duce Sudul în B, Sudul ne duce spre victorie, în mod normal, ca orice peluză. Eu am spus că dacă noi am devenit partea problemei, situația e demnă de vomitat pe ea, deci nu se poate, nu e posibil. Pe lângă lot, pe lângă lipsa de profesionalism din conducere, pe lângă problemele de staff, pe lângă programări, pe lângă o ligă ostilă, venim și noi și facem probleme. Asta mă învinge pe mine ca înțelegere, asta îmi fracturează logica. Aici, eu n-am spus că vreo peluză ne duce în B sau vreo peluză ne ridică din B. Nu, tată, nu e atât de important. Dar ideea e că tu, dacă devii ca suporter, ca spectator, partea problemei, s-a terminat cu sportul, Iisuse. Gata. E gata sportul și atunci să vorbească Selmani pe teren. Da? Pentru că noi am tăcut. Da. Noi am tăcut. Bun, acum cineva spune, gata Zaina, eu m-am resemnat, ea și-a luat 4 secunzi, vine cu avionul la București, bugetul de stat nu are pierderi, păi, dar ce treabă avem noi cu ce vine ea? Are dreptate, dar are dreptate Cristian Constantin cu ce spune Ionuț, pentru că echipa din Iași este o gaură la bugetul local al Iașului, este în care nu mai au nici spectatori. Vane, hai să ne înțelegem, hai să specificăm odată niște lucruri, că se pare că unii dintre noi nu știm legea sau dacă știm nu ne convine cum e legea. Legea spune în felul următor. Consiliile locale pot aproba ca o primărie locală să sprijine un club sportiv. Da? Cu o anumită parte din buget. Că au salarii neplătite, dar acum hai să fim serioși. Ce facem? Vreau să vină aia cu căruța la București. Bă, gata, dacă ca să facem economie, trebuiau să vină cu trenul să plece să facă 8 ore pe drum. Adică, nu, serios, nu, mergem prea departe.
Doamne. Păi nu mă dau oamenii dreptate, mă frate, în condițiile în care nu ai din ce să plătești pensii, în condițiile în care ne dai amendă de parcare și pentru unde lăsăm bicicleta, ai înțeles, ca să mai strângi niște bani la buget. E un pic, te întrebi un pic de mai multe ori, de câteva ori în plus, ce caută Antonida Silva cu tot staful, ce caută toți străinii aia plătiți din banii primăriei. Băi, Ioane, nu poți să nu te întrebi. Dar aici ar trebui să se întrebe în primul rând cei din Iași, nu? Pentru că ei au votat chestia asta prin consilieri. Dar ne întrebăm și noi că suntem parteneri de competiție, frate, și asta nu e o competiție corectă. E adevărat, dar pe de altă parte nici nu te poți, repet, nu poți aștepta ca ăia își susținut de primărie cu ce vimă cu rata. Uite, și s-a pus o rată cu nume de Iași la dispoziție. Da? Adică, na, ce să spun, e o chestie care ar trebui într-adevăr reglementată prin niște legi clare. Pentru că dacă ați văzut și DNA-ul când se duce în general pe primării, pentru că acolo se fac foarte multe lucruri. Dar în privința Iașului nu trebuie să-i batem, cum necum, cu Selmani în teren, cu Gregorio în teren, cu politic, să-și revină politic. Dar în primul rând vreau să văd. Da, în primul rând vreau să văd altceva la meciul de duminică. Vreau să văd că luptăm, Dumnezeule mare. Adică deja m-am... cum se cheamă? Pe mine m-a speriat foarte tare ce am văzut la ultimile două meciuri. Repet, nu prin greșelile de arbitraj. Ok, înțeleg problema asta. Pe mine m-a speriat altceva. Frate, Doamne iartă-mă, chiar ne e frică de fotbal. Adică ok, avem niște jucători acolo care au avut la un moment dat niște cluburi în CV, care au avut un anumit nivel. Chiar ne e frică de fotbal. Chiar trebuie să luăm mingea aia, să ne întoarcem cu ea în propriul careu, indiferent de situație. Adică știți că de obicei eu nu sunt prea critic cu propria echipă. Încerc să înțeleg toate cauzele care duc la anumite chestii. Dar la ultimile două jocuri eu n-am înțeles care au fost cauzele de ne-au dus acolo. Pentru că se vedea o frică pe ei de zici că nu e adevărat. Bă, sunteți fotbalii sau sunteți jucării? Adică vă respectați meseria aia? Chiar vă respectați meseria aia? Tu n-ai văzut efectul la Rapid în play-off? Când a apărut o conversație legată de non-fotbal, care a super destabilizat echipa, Iaca și în situația noastră o conversație complet legată de non-fotbal, care a super destabilizat echipa, exact ca și la Rapid în play-off. Sincer spun, astea sunt lucrurile pe care trebuie să le traducem ca fiind dubioase și venite din exterior, pentru că nu poți, iarăși, nu poți să nu te întrebi cine a avut interesul să genereze în pas de play-off și play-out scandal la două echipe care umplu stadionul acasă și care sunt literally dependente de armonia tribună-club. Da? Că și noi și Rapidul suntem dependenți, da, de relația club-spectator, club-suporter, club cum vreți să-i spuneți. Da? Ia vedeți voi ce efect a avut și la ei, ce efect a avut și la noi. O conversație legată de arestări, torțe și tot felul de perdere, dar astea penibile. Domnul Ciucur Florin întreabă, ne pot pune întrebarea asta, care este prima pentru promovarea în Liga 1? Habar n-am, pentru rămânerea în Liga 1. Habar n-am dacă au vreo primă pentru asta. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să aibă nimeni primă pentru rămânerea în Liga 1 de la Dinamo, dacă mă întrebe mine. Contracte ceva prelungite. Mă, omule, cum poți să prelungești contractul când tu nu e sigur că rămâi în Liga 1? Păi ia-ți o datorie de niște salarii de mari și pentru Liga 1, ia-ți un Liga 2 și vezi dacă o duci sau nu. Adică noi ce ne dorim acum? Să ne întoarcem iar în situația de faliment? Păi hai să presupunem că îi prelungim contractele lui Belkovski, lui Pavicic, lui Gnaure. Le prelungim ăstora contractele. Da? Păi nu, am răspuns la o întrebare. Așa, pentru rămânere în Liga 1, nu promovare. Da? Păi cine, Doamne ferește, retrogradăm și ne ducem contractele alea în Liga a doua? Păi în momentul ăla închidem cârciuma. Închidem cârciuma, așa e. Da? Adică nu poți să o gândești așa. Eu am spus într-o emisiune cu Alecu și cu Cătălin, apropo de contracte, problema mai mare nu e ce primă e pentru evitarea retrogradării. Cred că problema mai mare e că mai sunt 6 sau 7 meciuri din contractele unora și Ioane nu cred că ei mai dau. Eu nu văd așa. Să spun de ce. Pentru că, vezi tu, contractul unui jucător se bazează pe un CV și în general CV-ul ăla se adaptează din an în an, din 6 în 6 luni, în funcție de cât au contract cu echipele la care se duc. Ori dacă tu acum îți permiți să ceri, nu știu, un salariu de 20.000 pe lună, dar te-ai dus la ultima echipă și ai eșuat, nu prea îți mai dă nimeni 20.000 pe lună, că spune, bă, în ultimile 6 luni tu ce ai făcut? Tu i-ai dus pe aia în cap. Nu e chiar așa, lucrurile nu funcționează
pentru că ce se întâmplă? Altfel nu și-ar dori niciun jucător să facă performanță. Și am să explic de ce. Băieții aia cu care am retrogradat în urmă cu 2 ani de zile, băia normal rămâneau în Liga 1 dacă nu retrogradau. Vi s-a părut că au tras mai mult? Vouă vi s-a părut că au tras mai mult aia? Care vorba aia? Inițial nu aveau niciun gând să plece. Evident, cum se întâmplă la toate echipele, au plecat. Nu au tras mai mult. Nu, chiar n-au tras mai mult. Deci de unde teoria aia că, domne, dacă jucam cu niște români, niște băieți de ăștia, trăgeau mai mult? Nu, bă, am avut jucători care n-au tras mai mult și cu aia am retrogradat. Și aia nu-și mai găseau echipă peste Dinamo și nu și-au mai găsit echipă peste Dinamo. Dar în afară de Matei, în rest, nu și-au mai găsit echipe care să-i țină. Mă, și Forge. Forge a luat salariul mai mare la Chiajna. Ai mai luat salariul mai mare acolo, este o chestie de interes. Adică eu nu cred în teoria asta. Da? Acolo se spală acum local. Da, exact. Acum 2 ani de zile jucătorii n-aveau nicio treabă cu gândul la plecare și așa mai departe. Morar a luat campionatul. Morar s-a dus să ia campionatul. Da. Vlăduț Morar, da, să știți că la toate echipele la care ajung să retrogradeze, toți pleacă. Își găsesc în altă parte. Nu se duc, foarte puțin se duc în Liga a doua. Foarte, foarte puțin se duc în Liga a doua. Deci asta, mai erau și dinamoviști dintre ei, sau noi îi consideram dinamoviști. Da? De asta. Și uitați-vă unde a ajuns Torge, a ajuns să joace la Chiaști. Hai să fim serioși, adică nu e chiar așa. Trebuie să-și respecte cât de cât meseria. Și nu... Asta e chestia. Noi ne bazăm acum să-și respecte și ei statutul de sportiv. Păi de la început, de când aduci un fotbalist, te bazezi pe asta. Și în toate echipele se bazează pe lucrul ăsta. Nu toate vor avea rezultate, evident, dar se bazează pe chestia asta. Da? Evident că nu vor ajunge muritori de foame dacă se va retrograda. Nici bine nu o să fie în CV-ul lor. Asta ei vor trage, trebuie să tragă în primul rând pentru meseria lor. Da? Adică, de ce rămâne Patrick Chișinăluț? Nu știm cine rămâne. Hai să vedem în ce ligă vom rămâne. Care este finalul sezonului, Cristi? Da. Nu știm cum o să... Mie îmi place că, da, mulți dintre noi, credem că suntem mama Omida. Credem că putem să ne dăm seama despre ce se va întâmpla peste o lună de zile. Bă, tu nu știi dacă are nevastă ta amant sau nu. Și tu vii să-mi spui mie că știi tu ce se va întâmpla peste 2 luni de zile. Tu habar n-ai dacă ai coarne sau n-ai coarne. Dacă n-ai, de unde să știi. Slavă cerului. Dacă nu afli, o să fii fericit în continuare. Da? Dar ca idee, da? Nu mai încercați să ne emoționați cu cunoștințele voastre despre viitor, că dacă știați ce vă rezervă viitorul, acum erați în Hawaii și nu vă uitați la 2 dobitoși care vorbesc pe radio din nou. Vă spun eu. Probabil că erați undeva cu un cocktail în față, făceați plajă sau erați în Australia și până scaunul, da? Nu știi ce va duce. Tot aud chestia asta că, bă, frate, știu, ascultă la mine că știu ce se va întâmpla. Pune-le-o pe unul de ăsta la bamărunția, dă-mă și mie numerele la 6 din 49, că vreau să mă fac și eu bucătar. Să nu mai mă trezesc la 7:30 să pregătesc emisiunea, da? Să pun valetul să-mi fac asta. Du-te, bă, și pregătește emisiunea, că îți dau niște bani. Adică n-avem cum să știm ce se va întâmpla. Peste ideea o zi, următoare. Peste două, peste trei. Dacă am ști asta, viața ar fi tristă. Te rog. Gândiți-vă și voi că din chestia asta, și voi ca suporterii urmăritori de podcast, unii dintre voi comentatori în online și membrii comunității Radio Dinamo, membrii ai Peluzei Sud, ai Peluzei Cătălin Hâldan. Eu cred că noi toți, după aceste evenimente din ultimele săptămâni, am tras niște concluzii și cred că suntem mai buni. Și cred cu tărie că numai că genul ăsta de eveniment are darul să ne lase mai buni, pentru că ne învățăm cu toții lecția the hard way. Genul ăsta de eveniment și genul ăsta de furtună au împreună darul de a scutura uscăciunile din copaci. Și dacă găsesc un resort pozitiv, cum mă întreba un coleg în prima parte a emisiunii, este acela că, vă spun, ieșim din această baltă de suferință mai deștepți, mai buni și mai uniți, cei care am rămas.
Evident că copacul se scutură, copacul se scutură în continuu și atât timp cât bate vântul, vor tot cădea frunze, fructe uscate, chestii din astea. Dar majoritatea rămâne mai deșteaptă. Majoritatea reține ceva important. Și dacă e ceva important ce am reținut, este că putem face orice, mai puțin să facem rău propriului club. Că suntem hools, că suntem ultras, că suntem orice formă de manifestare a nesupunerii. Nesupunerea e pe nume personal. Nesupunerea e pe nume personal. De multe ori se pedepsește cu dosare, dosare variate și variabile. Eu am o glumă, vineri seară, când ieși în oraș, e vineri, e bine să nu avem rețineri, dar tot bine e să nu facă nici ei rețineri. Și de asta e bine, dacă vrei să drept urmare, da. Frații mei, dragii mei, eu cred că avem niște noi rețineri și când zic rețineri, vorbesc de auto-rețineri, de autocenzură, de automăsurare. Automăsurarea orizontului de activitate proprie, măi frate, și vă spun sigur că vă simt și mă simt totuși mai deștept în materie de fotbal și de cum trebuie să mă raportez la fotbal ca suporter pătimaș al echipei astea. Nu vreau să rețină nimeni că eu culpabilizez pe cineva, nu culpabilizez pe nimeni, vorbesc despre noi toți, ca familie, ca grup, ca... Haideți să învățăm din greșeli și să sperăm că Andrei a învățat și el din greșeli și că... Eu sper că toată lumea a învățat din greșeli. Adică sper din inimă să ne salvăm sezonul ăsta. Cum ne vom salva? Eu în continuare cred că vom evita barajul. Dar știți cum este, o speranță a mea. Dar ar fi bine să învățăm foarte multe lucruri din sezonul ăsta. În primul rând că fotbalul nu poate fi păcălit. În al doilea rând că nu putem lucra pe principiul lasă bă că merge așa, pentru că nu funcționează lucrurile așa în fotbal. Ei trebuie să învețe să construiască un lot puternic, un lot echilibrat, un lot cu dubluri și să bage mâna în buzunar atunci când este cazul, pentru că apoi s-ar putea să fie prea târziu. Da? Iar noi trebuie să învățăm că trebuie să respectăm niște reguli, chiar dacă nu ne plac acele reguli și în continuare să milităm pentru schimbarea acelei legi absolut, absolut stupide. Dar vom vedea ce se va întâmpla. În primul rând să salvăm sezonul ăsta care este pe muchie de cuțit și în care următorul meci devine unul. O adevărată finală. Dacă nu câștigi următorul meci, va fi foarte, foarte Toate sunt finale. Nu mai spune că avem timp, că mor. Mă apuc anxietatea și mă apuc să iau... Am spus că următorul meci este o finală. Nu înseamnă că dacă nu câștigi, ai pierdut. Eu cred că și astea au fost până acum. Nu. Finală, Fane, ducem prea ușor termenul de finală. Ai două puncte de recuperat, Dumnezeule mare, până la primul loc de baraj. Să știți că eu eram la fel de supărat pe cum a jucat echipa întorcându-mă la cum se cheamă, la chestia asta cu supărarea față de jucători, cu jocul. Bă, Fane, ideea e fermă. Și eu și la egal eram supărat. Pe mine nu m-a deranjat atât de tare, nu mi-a schimbat starea de spirit golul primit în ultimul minut. Nu, pentru că un egal nu schimba cu nimic datele problemei. Cu absolut nimic nu schimba. Poate era mai bine ca moral. Uite, bă, n-am pierdut. Dar nu schimba cu nimic datele problemei. Chiar nu schimba cu nimic. Noi trebuie să uităm acel meci și să câștigăm următoarele meciuri. Și dacă făceam egal, la fel se întâmpla. Acel punct nu te ajuta mare lucru în ecuație. Și pe mine asta m-a supărat. Bă, nu te duci să bați cu mentalitatea aia de găină. Da? Asta e. Văd că aici... Ei, auzi, Ionuț, vrei să spun ceva? Nu cred că e neapărat o problemă de mentalitate. Frate, când nu-ți iese jocul, e ca... Auzi, am spus-o în emisiunea cu Alecu, mă frate, haide să ne lăsăm un minut de autoanaliză. Da? Un minut de autoanaliză. Care e cel mai prost moment al tău? Right? Hai să ne raportăm la cel mai prost moment al meu, la cel mai prost moment al tău, da? Dacă te definești după cel mai prost moment,
nu ai ce să cauți aici. Aici, în chat, aici, pe stradă, aici, în propria ta viață. Deci, noi ce facem greșit e că raportăm echipa asta la cele mai proaste momente ale ei. Corect, e normal, sunt proaspete amintirile în mintea noastră. Eu nu cred că au intrat cu frică, eu cred că nu le ieși nimic. Și când nu-ți iese nimic, arăți și africos și antifotbalist. Hai să nu uităm de Niaore în primele două apariții. Da, de acord cu tine. Aici fac schimbare, intri tu în locul lui și poți să joci la fel, right? După care s-a metamorfozat într-un fotbalist util. După care s-a metamorfozat din nou un fotbalist pe care l-am văzut la început. Probabil că de asta nu e într-un campionat mai puternic nimeni din cine e aici, pentru că nu are constanță, right? Și hai să nu judecăm. Hai să nu judecăm după eforturi pe meci. Hai să-i judecăm la sfârșitul sezonului, zic eu. Și atunci vom putea să avem o imagine mai clară. Momentan, pe mine mă îngrijorează cel mai tare faptul că băieții își termină contractele și aș vrea ca ei să nu vadă doar perspectiva de peste o lună, două și aș vrea să cred... Știu că, din câte știu eu, vă dau o veste bună. Sunt jucători importanți care își doresc să rămână la Dinamo. Care au spus, dacă ne salvăm, rămânem în continuare. Deci, mai puțin cine are ofertă. Nici măcar. E vorba de unul care știu că are ofertă. A tot scris presa zilele astea. De apărare? Bă, da, mai căpiat. Da, vorbesc de unul care știu că are ofert. Da, adică mai omorât acum. Omul vrea să rămână dacă rămânem în Liga 1. Deci nu stau lucrurile chiar așa. Sigur că celelalte echipe se gândesc că ar fi bun ăla. Dacă vom rămâne în Liga 1, s-ar putea să aibă surprize. Și ca unii pe care ei vor acum să nu ajungă la ei, să rămână în continuare aici. Mai omorât să mor eu. Da, pălărie într-un picior. Zici că am vorbit cu, cum îl cheamă, mă, Grăsunoviș de la Ivanoviș, îmi cer scuze, de la Fanatic. Da, domnul, cine e domnul? Da, domnul, e la apărare, domnul. Da, e fundaș central, domnul, dar răspunde la... Eu fac cu drag, eu nu fac în scop de rating. Eu fac, măi frate, e ca o discuție în familie cu câteva sute de oameni. Dacă aș avea loc să mă bag în sufragerie aici, pe marea majoritatea voastră v-aș băga. Mai puțin pe ăla care a zis că eu cu Alecu spunem doar vorbe goale. Ăla este motivul pentru care s-au inversat valorile în România, tăticule și adolescenții. Te-a marcat. Păi da, tătuț. Când tu faci alergie la orice formă de cultură, ești definiția comunismului, să fiu al dracu. Da, stai două secunde. Trebuie să vă spun că la ora 7:10, prietenul meu, Fane, mi-a trimis, fără niciun fel de aluzie sexuală, o reclamă idiotă cu sânge de taur. Deci o reclamă de o stupizenie de aia ieșită din comun. Da, nu știu dacă Fane să o postez undeva să vadă, deci din ciclu așa nu, da? Ce vrea să însemne asta? Înseamnă exact ceea ce imaginezi că vrea. Da, ideea este în felul următor. Noi trebuie să înțelegem că printre noi avem și consumatori ai acestor gen de reclamă. Da, cărora li se pare exact cum ți-am povestit. Aveam eu un vecin care, mă rog, el se credea și frumos și deștept, deși era mai pitic ca mine și, mă rog, avea fel de mult păr. Nu spun mai multe că poate se recunoaște în descrierea pe care o fac și când încerca și el să dea rotund. Da. Când încerca să dea rotund, spunea, păi, m-am întâlnit și eu cu Gacică, m-am dus și eu la ea ca un băiat fin, o baterie de vin cu alte cele. Bă, avem și genul ăsta de oameni fani, adică nu exclude. Și normal că atunci când tu începi să vorbești de Kant sau de slipul aurei stoica, o iau razna. Ce faceți, bă, nu vorbiți de fotbal, de trafă, spatura asta. Știi, ați nebunii cu toții. Evident că există și acești gen de urmăritori. Și mai este un aspect aici. Vezi tu că și eu mă enervez când eu spun una și oamenii înțeleg alta. Ceea ce știu, dar nu pot să realizez, este în felul următor. Foarte mulți dintre cei care ne urmăresc, o să râdeți acum o parte dintre voi, auziți doar un sfert din ceea ce spunem noi. Și știți de ce? Că sunteți preocupați să-i răspundeți unuia, să vezi ce scrie altul și noi nu avem atenție distributivă. De multe ori noi vorbim ca o moară stricată, fără să ne auziți, fără să ne înțelegeți, pentru că sunteți preocupați să faceți altceva. Și dacă aveți același neuron ca și mine. Care preocupa cu dramoleta lui și cu... Exact. Dacă aveți același neuron ca mine, adică dacă suntem bărbați, știm foarte bine că noi nu ne putem focusa pe două lucruri deodată. Da? Niciodată nu putem să facem asta. Uite, eu vă dau exemplu. Mai intru când sunt colegii mei să mai scriu
câteva cuvinte. În momentul în care scriu, eu nu rețin ce spun ei. Nici măcar nu poate să mă și înjure în momentul ăla, că dacă am apucat să scriu, să mă concentrez pe ceea ce scriu, sunt concentrat acolo și ei îi aud în ureche. Dar asta nu înseamnă că îi și ascult, pentru că a auzi este una. A asculta este cu totul și cu totul altceva. Și dacă nu mă credeți, imaginați-vă o scenă la magazin pe care ați trăit-o cu toții. Cu toții, cu toții, cu toții. V-ați dus cu mama în magazin și mama se uita să cumpere una, să cumpere alta. Și voi ați început. Mama. Spunea, da, mamă, sunt aici. Dar se uita mai departe să-și facă cumpărăturile. Tu continuai ca prostul. Mama. De fapt, în ecuație tu erai deșteptul, pentru că știai că mama te aude, dar nu te ascultă. Asta faceți mulți dintre voi. Da? Pentru că ne auziți, dar nu ne ascultați. Și în momentul ăla, păi, mă trezesc că a zis Zainea că retrogradăm cu siguranță, că a zis unul chestia asta. Ori eu n-am afirmat asta niciodată. Normal că mă enervez. Uit că este bărbat și că probabil că din ce am spus eu a auzit, dar n-a ascultat niciodată mesajul. Și pane uită chestia asta. Toată lumea. Și tata ce zicea? Păi nu știa care-i tatăl, mă, că întotdeauna un copil are o mamă și un număr nedefinit de tați. Da? De asta nu putea să spună tata, că nu știa care-i tatăl. Adică... Ioane, dar cel mai important să știi că indiferent care e motivul pentru care oamenii noștri sunt aici alături de noi, fie că este acela de a-l combate pe Red de la Constanța în comentarii, fie că e acela de a se contrazice cu tine sau cu... Important e să-ți facă bine. Dacă ceea ce facem noi aici împreună cu tine îți face bine, atunci locul tău e aici. Și în general, dacă ești într-un loc care îți face bine, locul tău e acolo. Cum e vorba aia veche, unde-i bine, nu-i de mine, unde-i rău, hop și eu. Cu toții ne ghidăm viața și ne opiperăm cu mici drame, cu toții facem combinații astea proaste, nebune, de la latura noastră umană până la latura asta profesională. De ce, frate? Că sunt picante și ne fac viața și frumoasă, dar și urâtă în același timp. Pentru că, vedeți voi, granița între frumusețe și urâțenie este mai fină ca lama unei katane japoneze. E fină, rău. Mamă, ce comparație a făcut, s-a gândit deja la... Da, ca să existe garanția că l-am și Păunescu. Apropo. Vreau să vă garantez, rădași tovarăși, vreau să vă garantez că nu l-am citit pe Păunescu. Dar de ce nu l-ai citit pe Păunescu? Care niște poezii foarte mișto. Pentru că am idei preconcepute și nu vreau să mă... Da, exact. Problema este a ta. Bază ideile mele preconcepute. Știu, da. Știu și el ca și poet are niște poezii foarte, foarte bune. Adică, Shogun Pitiria. Bă, apropo, cei care aveți Disney Plus, da, adică varianta aia pentru adulți. Shogun. Da. O genială ecranizare. Acum, la ultimul ca. Se uită ai mei, nu dorm noaptea din cauza la Shogun. Da, păi și eu marțea, deci marțea așa, deci dacă e marți e Shogun, pentru că apar. În general, când apar seriale noi, am răbdare să se adune mai multe episoade, dar la ăsta n-am răbdare, intru imediat și mă uit. Chiar bună ecranizare, foarte, foarte bună. Da? Chiar ok. Și Hitler a avut unele picturi bune, da, mai ales Varșovia a pictat-o bine. Nu trebuia să spun. Auziți? Asta, da. Fascinația Pragăi, fascinația Pragăi, Kafka, fascinația Bucureștiului. Hai să căutăm fascinația Bucureștiului. Haideți să căutăm fascinația lui Dinamo. Ce te face să iubești Dinamo? E ca întrebarea aia frumoasă pe care ți-o pui într-o relație, știi? Bă, ce mă face să te iubesc? Bă, ce te face să mă iubești? Okay? Hai bă, lasă-mă că de obicei întrebarea nu e așa. Întrebarea se uită ca bleaga, se uită ca bleaga în ochii tăi, cu o privire de aia pierdută de vezi ceapă, cu cuvântul meu. Știi, de ce mă iubești? Mamă, știu, nu știu cum să-i spui, păi fă când te-ai plecat, mamă, în momentul ăla m-am îndrăgostit tot. Nu, tu trebuie să găsești o chestie cultă în cap să-i spui de ce o iubești. Când de fapt suntem niște animale. De unde chestia? De ce mă iubești? Pe cuvântul meu că dacă... Te iubesc pentru că ai citit pe Hegel. Da, dacă stați pe vă gândiți bine, noi ca animale, când ne-a atras ceva la doamnele la care suntem, a fost partea fizică, nimic altceva, că ăștia suntem niște animale în esență, da? Niște animale, da? Ăștia suntem, da? Că apoi dragostea și pasiunea le-am dus la nivel de iubire, cu totul și cu totul altceva, înseamnă compatibilitatea, dar nu intrăm în discuții de astea. Dacă îmi primești întrebarea aia cu de ce mă iubești, o întrebare pe care, nu știu, o pun femeile în general, bă, te uiți ca prostul, pentru că nu poți să-i spui nimic de sân, de fesiere, de craci, de alte cele. Nu poți, pentru că ești, cum se cheamă, ești prea... Eu aș fi ok să spui despre asta dacă aș fi femeie.
Da, mă, tu, așa, cu mintea ta de bărbat, evident, da? Da? Stai să te gândești să dai un răspuns cât mai inteligent. Da? Da, corect, doamnă, să rămână doamnă, întrebarea este corectă, este cine m-a pus să te iubesc, adică. E un cântec al lui Bănică Senior, de fapt. Care da. E mai vechi de Bănică Senior. Cine m-a pus da, mă, să te iubesc? Și știi cum era asta? Nu știu. Asta e, bărbații au următoarea scuză, știi? Bărbații care n-au succes într-o anumită perioadă, că succesul este ca în viață, vine, pleacă, e o chestie, nu te bazezi pe el. Spun, în ziua de astăzi se caută numai bărbați cu foarte mulți bani. Asta este scuza lor, știi, scuza bărbaților. Știi care e scuza femeilor? Bărbații nu vor femei inteligente. Normal că nu vrem femei inteligente. Adică vrem să fie inteligente, Dumnezeule mare, dar nu la aia ne uităm, că nu ne băgăm în pat cu doamna ca să ne citim Kant, teoria cunoașterii. Adică iertați-mă, dar nu despre asta e vorba. Că altfel, femeia cea mai de succes, cred că era, cum o chema, mă? Femeia bărbat, hai că-mi scapă numele acum. În fine, sau Ana Paul. Ana Paul. Nu Diana Șușoacă, mă, că aia nu e. Aia e femeia doi bărbați. Ana Paucăr este mama comunismului la noi. A adus exact. Bolșevismul, adică, evreiesc, pătac. Eu n-am auzit niciodată doi bărbați vorbind și spunând, când am auzit-o, cât de frumos a explicat teorema lui Pitagora, m-am îndrăgostit pe loc. Bă, n-am auzit. Adică, pe bune, sunteți atât de mulți bărbați aici. V-ați îndrăgostit vreunul de o doamnă? Acum sau în trecut? Doar pentru că gândea bine, ați reușit să treceți peste aspectul fizic? Serios, adică doar pentru că, nu știu, putea să fie cât China, cât așa. V-ați îndrăgostit de o doamnă doar pentru ce avea... Da. Doar pentru ce avea în cap? Adică, serios, nu, trebuie să recunoaștem chestia asta. Dar întrebarea asta e bună. De ce iubești Dinamo? Este o întrebare la care trebuie să-și răspundă fiecare. Fiecare. Și să facem un scurt eseu până data viitoare pe care să-l prezentăm. Și nu. În momentele în care sunteți supărați, foarte supărați. Jeana Gheorghiu, mă, mi-a adus aminte, băgamea și picioarele îmi scăpa numele. Da? Jeana Gheorghiu, doamnă genial, genială de deșteaptă. Da? Da? Acum chiar nu simt bătrân, nu știu cine e doamna Jeana Gheorghiu. Dă-și o căutare pe Google și o să vezi. Serios? Așa da? Prost sunt? Okay. Nu, mă, nu, întâmplător, na, nu știi cine e, pur și simplu întâmplător. Că trebuie să fii deștept, Ioane, trebuie să fii deștept, deștept ca să-ți dai seama cât de prost ești pe cuvânt. Și cum mereu când îmi dau seama că sunt prost, să știi că e ca o revelație plăcută pe care o am. Adică, iată, mă, mai am ceva de învățat. Că am avut și aici în casă o reacție când am văzut deja la Gheorghiu, deci e clar că eu sunt prost. Da. Da, și este o întrebare bună de ce iubim Dinamo. Și știți ce e bine să facem cu întrebarea asta? Să găsim răspunsuri în primul rând. Și atunci când este greu, cum este acum, să ne aducem aminte acel răspuns. Este ca un mesaj motivațional. E bine să ai mesaje motivaționale pe care să le vezi din când în când, chiar dacă le știi pe de rost. La mine în casă și pe oglindă scrie ce frumos ești, nasorule. Adică nu mă așa oricum. Sunt niște... Da, chestii de alea motivaționale care sunt bune. Și asta trebuie să constituie pentru mulți dintre noi, pentru foarte mulți dintre noi, dragostea pentru Dinamo, să ne amintim din când în când de ce iubim Dinamo, mai ales în momentele grele. Ar fi foarte, foarte util. Extrem de util. Pentru că de multe ori supărați pe ratările lui Selmani, mă rog, am dat un exemplu că Selmani nici măcar n-ajunge să rateze. Pentru ratările lui Hakim sau pentru erorile lui Politic, uităm de ce iubim Dinamo. Și ar fi bine... E foarte bine să ne aducem aminte, să avem așa un punct de plecare din care să ne aducem aminte totuși de ce iubim echipa asta. Ar fi util pentru fiecare dintre noi, repet, mai ales este ca într-o căsătorie. La un moment dat apar discuții. De ce ai pus banii acolo, de ce nu i-ai pus dincolo, de ce îi spui asta copilului, de ce faci chestia asta. Și e bine să-ți aduci aminte ce te-a atras la femeia și de ce iubești femeia, chiar dacă... Dincolo de aspectul fizic, în timp ai găsit și alte lucruri care te-au făcut cu adevărat să iubești. Pentru că aici ar trebui să facem o altă emisiune, să explicăm diferența, dar nu are rost. E prea târziu și vă obosim și mai aveți de tras de ziua de azi. Revenim la ideea noastră motoistică aproape.
și în sensul de motoistică, mă refer la moto cu doi de tânul, la moto, motocicletă. Iertați-mă. E important să fii aici pentru că îți face bine. E important să iubești din nou pentru că îți face bine. E important să iubești un joc, o femeie, un drog, un alcool, whatever the fuck you love, e treaba ta, pentru că odată te naști, odată mori. Și nimeni nu-ți poate pune mâna pe crește să facă de două ori așa, să te facă tânăr din nou. Și e bine, om fiind, ca nimic din ceea ce este uman să nu-ți fie străin, pentru că nimic din ceea ce este uman nu trebuie să-ți fie străin. Atunci când se termină totul, nu vei mai avea timp să încerci nimic. Pe lângă chestia asta, mă bucur foarte tare și m-aș bucura foarte tare să vă răspundeți sievă la această întrebare. Această întrebare, până la urmă, definitorie noțiunii de fan și noțiunii de iubire, pentru că iubirea este un termen foarte golit de conținut de către arta modernă, de către muzica modernă. Și cu cât rostim mai des o vorbă, cu cât rostim mai des un cuvânt, cu cât verbalizăm mai mult un sentiment, cu atâta vom goli acel sentiment de conținut. Și e foarte bine ca din când în când să ne amintim care este conținutul propriu-zis al acestui sentiment și ce implică acesta, și să realizăm că trebuie să ne facă bine. Și sentimentul pe care îl pui pe o rană trebuie să vindece rana, nu să o adâncească, frate, știi? Și corect. Dragilor, am două vești bune pentru voi. Diseară vom avea o super emisiune alături de domnul Alen de la Constanța, la ora 19 vă așteptăm. Până atunci fiți și voi, păiți, duceți-vă și luați o baterie de vin. Și dacă se poate să nu fie sânge de taur și să nu repetați reclama. Bun, pentru femei, docul meu, bărbuți! De Coca-Cola, vă faceți de râs dacă vedeți cu vinul ăla vreodată. Deci, un leu de la sticla de 2 litri de cola și cumperi vinul ăsta de fac ei reclamă. Mă. E incredibil. E incredibil. Da. Bun, dragilor, să aveți o zi cât se poate de bună. Hai, Dinamo! Hai, Dinamo, te pup, Ioane!